Eu vin dintr-o comunitate de romi din Telorman, din Videle, unde nivelul de sărăcie cred că nu mai trebuie explicat nimănui. Telorman e unul dintre județele care, deși a dat mulți politicieni de top în România, este unul dintre locurile unde pur și simplu nu-ți găsești de lucru și nu poți să faci absolut nimic. Eu cumva am reușit să merg la școală și să merg la facultate. Eu am terminat facultatea de chimie la București și după aceea am făcut doctorat în Irlanda, la Dublin. După am făcut un postdoc la ULB în Bruxelles și apoi am lucrat la Comisia Europeană. Eu am menținut legătura foarte, foarte apropiată cu părinții mei și cu comunitatea de unde m-am născut. Iar de fiecare dată când veneam în România, foștii mei colegi de joacă, cu care jucam fotbal, de fiecare dată îmi cerau să îi ajut să-și găsească joburi în Franța, în Germania, pe unde eram eu. Și am făcut asta pentru câțiva dintre ei. Dar după aceea mi-am dat seama că pot să ajut doar 1, 2, 3, 5, 10, 20. Nu o să pot să fac niciodată chestia asta la un nivel foarte mare. Și atunci am zis, trebuie cumva să instituționalizez conceptul ăsta într-o organizație. Faptul că locuiesc în Belgia, cred că ajută destul de mult. Ajută pentru că cumva eu sunt rom, dar sunt unul dintre oamenii care reușesc să aducă pe cei care sunt din altă parte sau din altă zonă un pic mai aproape de comunitate. Iar scopul meu, de fapt, să forțez comunitatea să ducă un pic mai mult către majoritate, că dacă te izolezi în lumea asta care e toată globalizată, nu o să reușești să faci nimic. Iar pe ceilalți să-i aduci un pic mai aproape, să spui, romii nu te mănâncă. Adică dacă te duci într-o comunitate de romi, nu se întâmplă absolut nimic. Eu cred că potențialul romilor ca votanți este un potențial extraordinar de mare. Și educarea bazinului ăsta electoral, având în vedere că vorbim de atât de mulți tineri care nu au votat, dar vor vota acum și în următoarele alegeri parlamentare. E foarte important ca oamenii ăștia să se simtă reprezentați de cineva care se uită la ei și se uită la ceea ce au sau pot să aibă și nu la ceea ce le lipsește. Mă duc la vot și voi vota pentru mai multă Europa și pentru o Europa mai unită. Cred că este foarte important să ne asigurăm că ceea ce s-a construit în ultimii 30-40 de ani, nu numai în România, dar și în alte părți, rămâne solid și nici nu ne rusificăm, nici nu ne închidem frontierele pentru toată lumea. Cu siguranță trebuie să te asiguri că cei care intră vor și să facă ceea ce e bine pentru societate. Deci o să votez pro-Europa,